altă la toți sunteți pe canalul AlexandrTV și astăzi noi ne ducem să cumpărăm rechizite școlare. Salutare la toți, ca și noi. Astăzi mergem să cumpărăm rechizite pentru Alex. A mai rămas încă câteva zile până la școală și Alex nu are rechizite. Așa noi că avem mergem... lista de ce e necesar. Penale, creioane, caiete, da? Da, adică de care și modele anume. Așa, modele? Clasa întâi. Alex, ce înseamnă rechizite? Totuși ai înțeles? Da, creioane. Creioane numai? Și? Și încă ce? Tot ce ne trebuie pentru școală, radieră, creioane, pixuri. Tu din tot ce ai nevoie ai doar ghiozdan. Da, ghiozdan avem, doar ghiozdan. Și restul tot trebuie cumpărat. Și n-am cumpărat niciodată, într-adevăr, asta pentru noi e o experiență bună. Uh-huh. Și hai să mergem să intrăm la primul magazin, să vedem ce o să găsim și dacă nu găsim tot aici, trebuie să ne ducem la altul. Că așa e, nu găsești peste tot de toate cele. Ești entuziasmat că o să mergi la școală peste câteva zile? Da, eu am găsit câteva zile. La rechiziții sau la jucării? Păi, Alex, de la jucării. Pune-ți rechizitele. Ultimele, trebuie să trecem prin toate astea. Aha. De-aia m-aș venit și-am uitat. Pune lista. Da, ne trebuie. Guaș, mașină. Acuarele? Acuarele, da. Periuțe, caiete. Oh, oh, oh. Poate trebuia o geantă să iau. Da. Mă duc și eu un coș, da? Da, un coș până când eu găsesc lista. Alege ce vrei din nou. Ce vrei? Alegi tu cine. Alegi tu ai să... Tu ai folosești? Da, tu ai să folosești de el. Alegi ce? Vreau listă. Acesta vrei? Ia uite, asta pentru desenă. Nu trebuie asta la școală? Da. Și aceasta este hârtie colorată. Și carton colorat, da? Carton colorat. Și asta pentru trei puțin. Păi ajunge, dar trebuie și altfel. Nu-i bun, carton. Nu înțeleg diferența cu... Nu înțeleg care e diferența. E mai mult aici. Ce e hârtie colorată, dar tot e gros. Vezi? Tot așa e gros. Da, e și... Ce sub 8? Ce sub, dar tot e gros. Pensuri? Stai, ia-te! Stai! Încet, încet, tu duci tata bine? Încet. O, ce e asta cine? A, transformer care se face în mașină, da? Da. Ia, yeah, baby. Nu, nu se face în mașină, doar se pornește. Ce, uneu, ce multe rechizite aici. Leu. Gata rechizitele, le-am luat toate mai mică? Doar înghelitori și gata. Ciu, ne ducem acasă să arătăm ce a cumpărat? Da! Și am ajuns acasă. Hai să arătăm ce am cumpărat noi. Wow! Hai să arătăm rechizitele. Da! Ai câte una? Bine, așa, în primul rând avem... Penal. Penal pentru școală. Dar deja este tot ce am cumpărat aici este pentru școală. Da. Dar acesta este plin deja, gata, da. Da. Am luat pentru că e foarte comod. Aici sunt markerele, așa. Și stai. Și încă mai este... Și de aici, aici. A doilea buzunar, hai, deschide-l tu. Buzunar, da, are două buzunare. Așa. Și aici avem creioane colorate. Da. Două creioane simple. Da. Și trei pixuri. O ascuțitoare și o radieră. Așa, un basic penal. Ce scrie? Carioca. Carioca. Da, cred că e firma așa. Așa, hai închideți penalușorul și mergem mai departe. Așa, la marker acolo mai e și o riglă. Și o riglă? Da. N-ai văzut-o? Nu. Uite. A. O riglă. Da. Așa, hai închidem și mergem mai departe. Și mai departe este... Asta ce e? Eu știu ce e asta. Da, asta când mama să-mi pune mâncare aici. Da, asta e pentru mâncare. Da. Un container pentru mâncare. Mama a spus că o lua două. Asta să fie două? Sau ce e asta? Nu, asta... Pahar? Stai, stai. Pahar care să nu se versă. Asta este un pahar care când desenez cu pensula. Colorez cu pensula.
A, da? Da. Pentru spălare pensule în timpul lucrărilor. Aha. Eu știi ce am crezut că e asta? Pui apă, numai că e dublu, dar ar fi super un pahar așa să fie. Pui apă și tu când mergi, el nu se varsă. Pentru că vezi cum e făcută gaura. Eu așa am vrut să spun. Da? Da. Gaura e făcută înăuntru și adică când scolbâlți așa, el nu se varsă. Dar trebuie să fii foarte comod pentru pensul. Adă dacă tu faci așa nu... E, așa curge, așa curge. Dar dacă tu faci așa nu curge? Așa nu, da. Hai mai departe. Bine, mai departe. Mai departe noi avem de-astea creioane cu... Am mai luat adăugător creioane simple cu radieră. Da. Și așa sus la creion. Da. Pe creion, adică și două radiere așa cu trucks. Trucks. Da. Și mai departe... Mai departe noi avem niște... Iarăși niște carioce? Da. O să ai nevoie de multe carioce acolo. Da. Așa, mai departe... Mai departe, da. Caiete cu 12 file. Da. Caiete simple, da. Da, pentru matematică, da? Mhm. Uh-huh. Și aici, asta ce-s? Asta tot caiete, dar deja cu linii. În aceste caiete, ține este înveți a scrie. Scrie? Da. Litere mari și mici. Tu litere mari deja știi cum se scriu. Dar aici o să înveți și litere mici. Da, știu. Pentru că când se începe o propoziție cu primul cuvânt, se începe cu litera mare. Sau dacă este un nume sau țara, da? Adică asta o să înveți tu la școală deja. Dar de ce așa de multe? Ca să fie multe de astea? Păi nu știu, tata de mult a fost la școală, nu mai țin minte. Așa, mai departe noi avem așa încă un... O riglă. O riglă, dar din... Din plastic. Din plastic. Aici din avem carton colorat, da. 24 de cartoane. Asta tot o să ai nevoie la desen. Da. Super, a? Super. Noi nu avem cartoane colorate când eram mici. Noi coloram foiș. Și mai departe noi avem... Asta ce? Asta sunt un fel de A4 simple. Da, de desenat. Să ai nevoie. Și mai departe avem... Încă un caiet. Încă creioane colorate. Și un clei. Clei, corect. Clei din... Pentru foi, pentru lucrări. Și aici deja avem foi colorate. Acolo erau cartoane colorate, da? Dar aici sunt foi colorate. Nu înțeleg, azi în cap asta toată... Nu, n-ai să duci tot odată. Pentru că într-o zi o să ai 2-3 obiecte, da? Adică o să iai un caiet, una de asta, de exemplu, și penalul. În altă zi o să iai asta. Și deja ce cărți o să văd de acolo, manuale. Da, și eu și tot asta să filmez cum eu pun acolo rechezitele. Păi prima zi de școală s-o filmez. Mai departe avem niște de astea acuarele. Uh-huh. Acuarele. Și avem o foarfece. Pensule. Și încă un container pentru mâncare. Da, mai era unul. Ce-ați fi multă mâncare. Mai mica a spus că într-un container o să-ți pune mâncare, tartine sau, nu știu, patiuri, ce o să mai facă ea, dar într-unul fructe. Fructe? Păi da, un măr, o banană, să mănânci fructe. Așa că a luat două, mămica. Dar acolo o să fie mâncare? Nu știu, cred că trebuie să fie cantină, dar nu știu, poate da, poate nu. Bine, mai așa, departe aici mai avem un pix. Încă un pix verde. Aha, și învelitori. Asta sunt învelitori pentru caiete și manuale. Cum avem husă la telefon, da? Și la tabletă, așa avem și pentru caiete și manuale, ca să nu se strice. Și poate să le ții ca amintire. Așa, învelitori, multe învelitori. Și încă un toc și un ciupa-ciups. Ce caută aici ciupa-ciups? Tot e pentru școală. Poate ciupa-ciupsul că... Din greșeală, cred că l-a pus mama acolo. Așa, super! Super! Acestea sunt rechizitele. Da! Deja manualele nu le avem, dar o să vi le arătăm când o să le primim. Îți vă arăt cum eu pun rechizitele în... Ghiuzdan, da? Aha! Puneți un like dacă v-a plăcut video și dislike dacă nu. Cu voi a fost Alex în TV. Noi cu voi ne revedem video următor.